Vreau să vă prezint Galaxy S8 concluziile finale la o lună după utilizare. Acest clip o să se audă diferit de celelalte pentru că n-am filmat cu telefonul mobil, am filmat cu o cameră, iar pentru acest model de cameră nu am microfon, deci este microfonul incorporat în cameră. O să se audă și de afară diverse alarme, așa că asta este pentru moment. Primul lucru care te izbește la acest Galaxy S8 este ecranul. Este ecranul imens, eu știu foarte bine ce fac cu marginile rotunjite și cu margini subțiri. Practic este un ecran incredibil de o calitate uimitoare. Acesta este unul din marile aturi pentru orice face, chit că folosești doar Office, aplicații și așa, chit că te joci jocuri, chit că te uiți la filme. Ecranul mare este marele atu a acestui telefon. La final o să vă spun și ce nu-mi place la el, pentru că vreau să fie o prezentare echilibrată. Al doilea lucru care îmi place în mod deosebit la Galaxy S8 este puterea. Este unul din cele mai puternice terminale de pe piață la ora asta și orice vrea să faci, această putere te ajută să faci mai rapid. Chit că lucrezi cu mai multe aplicații, chit că faci editare foto, editare video, toate merg mai rapid pe un telefon mai puternic. În al treilea rând, deși este puternic, are un ecran imens și așa, are o autonomie bună. Este adevărat, am mutat rezoluția ecranului pe Full HD, am mutat luminozitatea pe mai ușor, că nu e nevoie să ai tot timpul la maxim, și în felul ăsta o zi întreagă încarci telefonul peste noapte și rezistă bine mersi. Dacă joci jocuri, dacă folosești aplicații intensive, dacă te uiți mult pe YouTube, atunci vei avea nevoie de încărcător mai repede, ca la orice telefon de ultimă generație. În schimb, îmi place foarte, foarte mult faptul că are autonomie mai bună. Are în mod sigur peste iPhone. Ce mai îmi place la acest model este camera foto. Camera foto este excepțională. Una din cele mai bune camere foto și practic nu ai nevoie de o altă cameră foto decât pentru a face zoom la mare distanță. Pentru peisaje, pentru portrete, pentru întâmplări de zi cu zi, pentru orice, camera fotografiază și filmează excepțional. Practic cu un stabilizator de imagine pe care să-l ții în mână, cu un suport din acela special, ai o cameră profesionistă în telefon. Nu ai nevoie de niciun alt aparat. În fine, ce ar mai fi de menționat este faptul că nu au încărcat telefonul cu bloatware, au o interfață simplă, ușor de utilizat și de înțeles, iconuri bine desenate și clare, practic, tot ce ai nevoie de la un telefon mobil este în S8. Ce nu-mi place la el? Pentru că oricât de bun ar fi un produs, el nu este perfect. În primul rând să vă arăt de pe YouTube. Vreau să pun în valoare acest ecran și să vă arăt un clip 4K. De exemplu, Beauty of the Nature, da? După cum observați, culorile sunt foarte bune, se vede 4K. Ce observăm aici? O dungă neagră de aproape un centimetru, o dungă neagră de aproape un centimetru. Formatul noului ecran este interesant, este nou, este neașteptat, dar nu se potrivește cu majoritatea aplicațiilor, mai ales cele grafice care necesită un ecran bun. Filme, jocuri, toate sunt redimensionate aiurea din cauza că Samsung s-a trezit să folosească acest format 18.15.2 deosebit. Același lucru valabil și la LG G6 este o problemă pentru noile telefoane. Până când toți producătorii de conținut își vor adapta aplicațiile la noile formate, totul se va vedea prost cu dungi negre pe laterale, că așa e în tenis. Al doilea lucru. De la prima vedere, senzorul de amprentă este prost poziționat. A spus-o toată lumea de la primele zvonuri care au apărut cu el. Pe partea asta este fix lângă cameră, deci tot timpul pe cameră vei avea amprente. În al doilea rând, fiind lateral, niciodată nu citește amprenta corect. Tot timpul o citește un pic înclinat și spune wrong amprent. Încearcă din nou, încearcă din nou. Chestia care te face să pierzi timp și ajungi să dai disable. Lucru care nu-mi place și este specific tuturor generațiilor de Samsung de până acum este că în momentul când folosești două sau trei aplicații intensive și vrei să treci între ele,
toate se mișcă mai greu. Și vă asigur că aceste mici laguri nu sunt pe iPhone. Deci, ca utilizator de iPhone 7, știu foarte bine că asta nu se întâmplă pe iPhone. Da? O altă problemă este un mini lag de conectare, care probabil îl poți rezolva dacă te chinui, dar mă așteptam la un telefon de ultimă generație super puternic să meargă fără lag. Întrebarea finală. Merită sau nu merită acest Galaxy S8 sau S8 Plus banii pe care îi cere producătorul? Aici depinde absolut de fiecare. În primul rând, cei care au bani sau care pot să-și ia la abonament la ofertă, pot să-și cumpere noul S8. Cei care au nevoie neapărată de un telefon nou, nu sunt obligați să dea banii ăștia pe un S8. O să-ți iei atâtea alte telefoane. Dacă aveți întrebări, aștept întrebările voastre în privat și vă răspund la fiecare. Dacă vrei performanțe maxime și ai banii necesari, merită să cumperi un S8. Ai tot ce ai nevoie pe un telefon.